Bună ziua, stimați membri a Comisiei Situații Excepționale și membrii Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică. Astăzi am hotărât ca să facem aceste comisii împreună, deoarece avem o decizie care a fost luată de Guvern la nivel republican, la nivelul Comisiei Situații Excepționale, cu privire la restricționarea pe unele domenii și după cum știm, hotărârea Parlamentului care a avut loc cu instaurarea regimului de urgență în Republica Moldova, respectiv, conform legii, comisiile teritoriale trebuie să le acomodeze după situația care o avem în teritoriul respectiv. Astăzi, Centrul Sănătate o să ne prezinte datele cu privire la situația epidemiologică la zi, astăzi, care vor fi în vigoare timp de 14 zile. Odată la 14 zile, ele respectiv trebuie de ajustat, dar evident că el se schimbă la zi, dar conform regulilor trebuie odată la 14 zile ajustate. Respectiv, astăzi această ședință va fi în comun. Vom vota concomitent toți. Respectiv, în această decizie va include hotărârile din trecut, hotărârile precedente a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică, plus unele noi specificații care le vom discuta astăzi. Colegii o să mă ajute și deja o să întreb în detalii pe fiecare segment în parte, dar în linii mari sunt niște soluții care se acomodează la nivel central, după cum a fost Comisia Situației Excepționale, precedente care a făcut cu toții cunoștință. Cred că pe parcursul discuțiilor în comisie vom interveni și vom discuta. Rog să fiți activi, rog să vă dați cu părerea, astfel ca să putem lua o decizie în comun, echilibrată și bine argumentată. Mai întâi de toate o să ne prezinte doamna Tamara Ion situația, după care fiecare membru a comisiei o să poată să intervine. Totodată, secretarul Comisiei Situații Excepționale este domnul Netedu Gheorghe, conform legii. Eu sunt președintele Comisiei Situații Excepționale, încă o dată, pentru memorie și pentru cetățeni care ne privesc să audă. Doamna Tamara Ion este președinta Comisiei Sănătate Publică, Extraordinare de Sănătate Publică. Și, respectiv, vicepreședinții raionului sunt vicepreședinți acestor comisii. La Comisia Situații Excepționale, vicepreședinte la fel este domnul Marin Brânza, Salvatore și Mopiere, conform legii. Secretarul Comisiei Sănătate Publică este doamna Ghenciu, la fel. Respectiv, aceste două comisii au, încă o dată vreau ca să reiterez, Comisia Situații Excepționale este o comisie care numai în starea de urgență se adună atunci când este la nivel republican hotărârea Parlamentului sau dacă în teritoriu există un incident ca calamități naturale, diferite stări de urgență. Deoarece Parlamentul a decis ca să declare stare de urgență și să hotărască această decizie, astfel Comisia Situații Excepționale și-a luat activitatea pe perioada de urgență. De aceea noi ne-am activat concomitent cu comisia care de mult lucra de un an și 4 luni lucrează cu situația asta pandemică. Dar dacă vă amintiți, la început de starea pandemică, la fel a fost o hotărâre de Parlament, unde noi, Comisia Situații Excepționale, am activat concomitent cu Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Respectiv, atât timp cât va fi urgență în țară, stare de urgență, aceste două comisii se vor aduna concomitent și deciziile vor fi luate concomitent. O să, ca să nu monopolizez această ședință, o să-i ofer cuvântul doamnei Tamara Ion,
să ne prezinte informația. După care aș vrea, după specific, primul rând, salvatorii, comisariatul de poliție, dacă vreau să intervie și mai departe, conform planului. Vă mulțumesc! Bună ziua! Așa cum ați tot informat, eu astăzi voi prezenta stația epidemiologică cu privire la infecția COVID-19 în lume, în Republica Moldova și la noi, raionul Cimișlia. În anul 1829, Charles Nicoll, laureat al Premiului Nobel, compară bolile infecțioase cu ființele vii care se nasc, trăiesc și mor. Astăzi, în anul 2021, pentru prima dată în istoria cunoscută a lumii, o boală infecțioasă determinată de virusul SARS-CoV-2 se răspândește pe întreg globul, determinând OMS-ul să declare pe 11 martie 2020 pandemie cu acest virus. Pandemia afectează întreaga populație a globului și este extrem de dificil de controlat. Ne domină viața profesională, privată, crește grija față de sănătate și ne aduce într-o situație în care nu putem să controlăm încotro ne îndreptăm social, economic și, nu în ultimul rând, din punct de vedere a evoluției sănătății. Trebuie să fim conștienți că nu suntem nici primii, nici ultimii și nici singuri din istorie care ne confruntăm cu pandemiile. Ciuma, holera, gripa spaniolă, variola sunt câteva din afecțiunile contagioase care au zguduit omenirea și care s-au soldat cu mortalitate crescută. Relativ recent, gripa de Hong Kong din 1968-69 a provocat pandemie care a luat viața la mai mult de peste 4 milioane de oameni. Până la data de astăzi, Centrul European pentru Controlul Bolilor a raportat 130.917.035 cazuri de infecție coronavirus de tip nou, inclusiv 2.848.438 cazuri de decese, ce constituie 2,17% din numărul persoanelor total afectate. Până astăzi au fost tratate 74.283.432 de persoane. În Republica Moldova, la data de 4 aprilie, anul curent, au fost confirmate 693 cazuri de COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate cu acest virus a ajuns în țară la 235.087 de cazuri. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 3.996 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 319 în stare extrem de gravă, 53 pacienți sunt conectați la aparatele de respirație asistată. În tratament la domiciliu, cu forme ușoare și moderate de COVID-19, se află 9.645 de persoane, iar 19.122 sunt sub supraveghere la domiciliu. În total, 215.091 persoane au fost tratate de COVID-19, iar 19.926 rămân a fi bolnavi activi. Numărul total de decese în Republica Moldova constituie 5.036 cazuri sau 2,14% din numărul total al persoanelor afectate. La data de 4 aprilie s-au înregistrat 44 cazuri de decese asociate infecției COVID-19. Distribuirea cazurilor după vârstă. Cea mai afectată vârstă rămâne vârsta 60-69 de ani, cu 21,3% sau 50.147 cazuri, după care urmează vârsta 50-59 cu 46.897 cazuri sau 19,3%, pe locul 3 vârsta 40-49 de ani cu 38.086 de cazuri sau 16,4%. Distribuirea cazurilor după teritorii. În raionul Cimișlia, de la început pandemiei, au fost înregistrate 2.873 de cazuri. 800, în ultimele 14 zile au fost înregistrate 103 cazuri sau 192,3 cazuri la 100.000 populații. Deci, cifra este mai mult de 100 și noi suntem poziționați în cod roșu, raionul Cimișlia.
Situația epidemiologică prin COVID-19 în raionul Cimișlia de la începutul pandemiei. În orașul Cimișlia au fost registrate 1402 cazuri, 42 de decese. Dimitrovca 268 cu un deces, Bogdanovca 96 cazuri, Bogdanovca Vechi 58 cazuri, 2 decese, Comuna Albina 14 cazuri, Fetița 20 de cazuri, Mereni 15 cazuri, Batâr 58 de cazuri, 2 decese, Cenac 73 de cazuri, 6 decese, Cicurmejâr 70 cazuri, Codreni 22 decese, Zloț 8 cazuri, 1 deces, Ecaterinovca 45, 1 deces, Coștangălia 8 cazuri, 101 Gradiști 4 decese, Iurevca 19 cazuri, 2 decese, Gura Galbenii 205 cazuri, 10 decese, Hârtop 61 cazuri, 1 deces, Ialpug 2 cazuri, Ialpujeni 29 de cazuri, 1 deces, Marienfel 20 de cazuri, 3 decese, Ivanovca 9, 15 cazuri, 1 deces, Javgur 55 de cazuri, 4 decese, Maximeni 18 cazuri, 1 deces, Lipoveni 40 de cazuri, 3 decese, Munteni 5 cazuri, Schinoșica 1 caz, Mihailovca 152 cazuri, 2 decese, Porumbrei 32 de cazuri, 2 decesuri, Sagaidacu 9, 5 cazuri, Sagaidac 45 de cazuri, 3 decese, Satul 9, 49 de cazuri, 2 decese, Seliment 89 de cazuri, 4 decese, Suric 14 cazuri, Topală 53 de cazuri, Troiețca 26 de cazuri, 1 deces, Valepergen 19 cazuri. Prisaca, 0 cazuri. Situația epidemiologică în raionul Cimișlia în perioada 22 martie, 4 aprilie. Deci noi am monitorizat și am analizat evoluția situației epidemiologice pe parcursul a ultimilor 14 zile pentru a stabili gradul de alertă pentru fiecare localitate. Orașul Cimișlia, deci incidența 289, întreg 3, cod roșu, Dimitrovca, cod verde, Bogdanovca, cod verde, Bogdanovca Vechi, 85, întreg 6, cod portocaliu, Albina, 280, întreg 1, cod roșu, Fetița, cod verde, Mereni, cod verde, Batâr, cod roșu, cu 320, întreg 9, Cenac, 111, întreg 4, cod roșu, Cicurmejâr, 65, întreg 5, cod portocaliu, Codreni 043 cod roșu, 433 întreg și 8 cod roșu, Zloț 543 întreg și 4 cod roșu, Ecaterinovca 333 întreg și 3 cod roșu, Coștangălia 154 întreg și 5 cod roșu, Gradiște 284 întreg și 7 cod roșu, Iurevca 458 întreg și 7 cod roșu, Gura Galbenii 199 întreg și 9 cod roșu, Hârtop 409 întreg și 3, cod roșu, Ialpug 370 întreg și 3, cod roșu, Prisaca, Ialpujeni, Marienfeld, Ivanovca 9, Javgur, Maximeni, Artimonovca, cod verde, Lipoveniu 248 întreg și 3, cod roșu, Munteni 597 întreg și 6, cod roșu, Chinoșica, cod verde, Mihailovca cu 97-0, cod portocaliu, Porumbrei cu 76 întreg 7, cod portocaliu, Sagaidac cu 9, cod verde, Sagaidac cu 45 întreg 02, cod galben, Satul 9 cu 157 întreg 9, cod roșu, Selemet 142 întreg 8, cod roșu, Suric cod verde, Topală cod verde, Troiețcăie cu 196 întreg 8, cod roșu, Valepergen cu 146 întreg 6, cod roșu, și în total, pe raion, deci avem 192 întreg 3, cod roșu. Rata cu cel mai mare procentaj de infectare a populației, cazuri active, COVID-19, la data de 4 aprilie, este în satele Munteni, 0,60%, Zloț, 0,54%, Iurevca, 0,46%, Codreni, 0,43%, Hârtop, 0,41% și Ialpug, 0,37%. Deci, din numărul total de cazuri, 13 cazuri sunt de import, celelalte 2860 de cazuri sunt cu transmitere locală. Repartizarea cazurilor de COVID după mediul geografic. Au fost afectate 1471 persoane sau 51% din mediul rural și 1402 persoane sau 49% din mediul urban.
Evoluția cazurilor în raionul Cimișlia. Deci, astăzi noi avem tratați 2669 de persoane sau 92,89%. Bolnavi avem 103 persoane sau 3,58% și avem înregistrate 101 decese sau 3,51%. Sub supraveghere medicală sunt 450 de persoane, contact ai cazurilor confirmate cu COVID-19. În raion, repartizarea cazurilor după vârstă, deci pe primul loc se plasează persoanele cuprinse între vârsta 69-70, cu 833 de cazuri sau 88,9%, după care urmează vârsta 51-60, 726 de cazuri, 25,2%. Din cele 101 decese, 41 au fost bărbați și 54 au decedat femei. După localități, eu am menționat în care localități au fost înregistrate cazuri de deces. După vârstă, avem vârsta 41-50, 4 cazuri, 51-60, 21 de cazuri, 61-60, 70, 35 de cazuri. 71-80, 25 de cazuri și au decedat persoane cu vârstă mai mare de 80 de ani, 16 persoane. În perioada 22 martie, 4 aprilie, în raionul Cimișlia au fost înregistrate 16 cazuri de deces în localitățile Cimișlia 6, Gura Galbenii 2, Satul Nou 1, Marifeld 1, Hârtop 1, Dimitrovca 1, Șavgur 1, Pornbrei 2, Gradiște un caz. Persoanele decedate aveau vârsta cuprinsă între 62 și 86 de ani. Evoluția lunară a infecției COVID-19 în raion. Deci, noi în luna ianuarie, anul curent, am avut înregistrate 360 de cazuri, în luna februarie, 421 de cazuri. Și din întâi până pe 31 martie, în luna martie, 439 de cazuri. Deci, noi vedem că am avut puțină scădere în luna ianuarie, comparativ cu luna decembrie, după care noi constatăm o menținere a morbidității sporite, a morbidității prin această infecție. Situația epidemiologică în instituțiile de învățământ primar și secundar în luna martie. Deci, în perioada 22 martie-4 aprilie, în instituțiile de învățământ preuniversitar au fost înregistrate 9 cazuri de COVID-19, 5 profesori din cadrul liceului Mihai Eminescu, Ion Creangă o persoană, Gura Galbenă o persoană și Școala de Arte o persoană. 4 elevi au fost afectați cu această infecție, liceul Mihai Eminescu 2 și Ion Creangă 2 elevi. În instituțiile preșcolare au fost înregistrate 2 cazuri testate pozitiv la infecția COVID-19, un educator din grădinița Scufița Roșii și un copil din grădinița Satul Batâr. Deci, totodată, noi amintim că în țară, conform planului de imunizare, a fost demarată campania de imunizare. Raionul Cimișlia, ca și în celelalte raioane a țării, au fost repartizate și am primit doze de vaccin AstraZeneca și Pfizer și suntem în desfășurarea campaniei și utilizarea dozelor. Inițial am avut probleme, adică inițiativa era mult mai joasă a populației. Astăzi noi ne bucurăm că avem telefoane, sunete, populația dorește ca să fie utilizată, dar cu păreri de rău, noi primim doze strict direcționate pentru personalul medical. Acum am trecut la etapa a doua de imunizare în care suntem obligați ca să imunizăm persoanele care au vârstă mai mare de 60 de ani și au comorbidități, sau 18-60 de ani care au comorbidități, după care urmează persoanele din administratele publice locale, direcțiile de învățământ, asistența socială, dar prioritar noi vom lua persoanele care au vârsta de 60 de ani și au careva comorbidități. Deci, așa cum menționez de fiecare dată, în cadrul Centrului de Sănătate Public sunt înregistrate toate cazurile testate pozitiv, sunt identificați contactii și efectuați un volum foarte enorm la identificarea corectă a contactelor, deoarece noi până astăzi avem o relație, spun eu așa, nu chiar sănătoasă,
chiar și cu unii manageri și conducătorii instituțiilor, atunci când noi îi contactăm și rugăm ca să ne fie prezentate listele, dânșii menționează că nu sunt contact, că stă singur în birou și nu știu cum, după care în organizația dată sau instituția dată mai avem cazuri înregistrate și noi totdeauna avertizăm că asta o să fie, conducătorul să fie pedepsit și rămâne pe conștiința conducătorului dacă nu sunt prezentate în adresa noastră datele corecte, ca să fie înlăturați și izolați toți contactii. Deci fiecare caz este minuțios analizat și ne străduim ca să identificăm cercul de contact pentru a minimaliza răspândirea acestei infecții. Iată, aceasta este situația epidemiologică la noi în raion. Poftim? Eu am vorbit că așa din profesorii, da, profesorii urmează acum la etapa a doua ca să fie imunizați. Dar vă zic, noi toate imunizările masă le vom face prin programare. Lumea va fi contactată de medicul de familie și va fi planificat, identificate persoanele așa după priorități, așa cum este stipulat în Ordinul Ministerului Sănătății, care categorii și când merg, care după care trebuie să fie imunizate. Nu vine nimeni la policlinică și spune că eu vreau să fiu imunizat. O să fie contactat de medicul de familie, ei vor selecta, pentru că dânși cunosc care sunt populația care stă la evidența medicului de familie, care și unde activează. Da, noi am rugat în prealabil ca să fie alcătuite listele din instituții, din organizații, ca nouă să ne fie mai ușor. Dar asta nu înseamnă că noi totodată, dacă a fost prezentată lista, pentru că avem așa sunete, că am prezentat listele și noi așteptăm ca să fim imunizați. Nu. Noi am primit, iată, săptămâna trecută, marța trecută, noi am primit 200 doze. Nu era încă terminată imunizarea lucrătorilor medicali. Deoarece știți, și lucrătorii medicali sunt oameni vii care au avut contraindicații, care au avut niște probleme de sănătate atunci la moment. Și deci noi ne străduim ca să-i prindem cu imunizarea toți lucrătorii medicali, cât este posibil. După care urmează imunizarea tuturor grupelor eligibile. Noi nu facem abateri de la indicațiile care sunt stipulate în ordinele Ministerului Sănătății. Deci toată lumea va fi imunizată. Eu tot spun că foarte bine că lumea vrea să fie imunizată. Totodată nu putem să fim imunizați. Vor fi în fiecare localitate sunt cabinete de imunizare. Doar noi și acum avem vaccine și imunizăm în localități conform planului calendaristic anual contra diferitor maladii infecțioase. Deci tot așa vom organiza atunci când avea în cantități mai mari vaccină, noi vom organiza, din partea sistemului medical, va fi o bună organizare a imunizării populației. Și tot lucrătorii din sistem medical vor anunța populația care va trebui să prezinte pentru imunizare. Nu facem discreditare, dar sunt niște reguli. Poftim? E bun. E bun. Din toate dozele. Poftim? Da, eu zic că e bun. La spitalul raional noi avem 20 de persoane din 170 care nu au fost imunizați, dar urmează să fie imunizat. Și la Ludmila Fiodorovna cam tot așa. Tot așa. Adică, vă zic, din la început. Da. Asta e important să Păi eu vă zic că noi nu avem persoane care categoric, în sistem medical, care sunt categoric contra imunizării. Deci, așa cum am zis, mai repet, că sunt oameni vii, au careva probleme acum la moment, ori au făcut și COVID și sunt în perioada asta când recovalescent, dar toată lumea din sistem medical, noi sperăm că totul se imunizeze și noi nu facem preferință căruiva vaccin. Deci, și acum suntem în faza 2, unde se imunizează ceilalți, ca să fie clar. Da. Noi am trecut la etapa a doua, asta înseamnă că noi am imunizat lucrătorii medicali care au fost posibil acum de imunizat. Da. Care au avut de înțeles, au înțeles că am spus. Am trecut la etapa a doua. Da. Lucrătorii medicali la noi care au avut posibilitate, dar nimeni nu are
interdicție ca ulterior să fie imunizat de lucrătorii medicali. Adică noi nu este așa o linie strictă dintre prima și a doua etapă. Dacă careva din lucrătorii medicali vor dori, li va permite stare de sănătate, ei vor fi imunizați. Totul să ne sub strictă, evident, și monitorizare. Tot depinde câte doze de vaccin o să primim. Acum, chiar înainte de a veni la ședința de astăzi, am participat cu agenția într-o videoconferință și s-a spus așa, cum vom utiliza vaccinul, așa vom primi. Dacă noi vom tergiversa procesul de imunizare, atunci raioanele care sunt mai active vor primi mai mult vaccin. Pentru că noi avem posibilitate ca să formăm echipe din lucrătorii medicali și să monitorizăm și să imunizăm populația nu doar în centrul de sănătate Cibișlia, dar și la Gura Galbenă și la Javgur. Avem medici de liberă practică care pot să imunizeze persoanele care stau la evidență dumnealor. Deci tot depinde cum noi ne vom mobiliza. Noi o să discutăm problema asta în cadrul instituției, conducătorilor instituției medicale și vom face... Eu știu, dar la noi figurau astăzi 60 de doze, erau după listă. Dumneavoastră le-ați făcut, dar noi că nu le-a raportat, că noi le raportăm după masă, da? Și deci vă zic, o săptămână eu consider pentru 200 de doze, e cam mult, e lungă perioada. Noi am putut mai repede să le utilizăm și sunăm și spunem, uitați-vă, noi când vine aveți în vedere că și le-a tare dornic să vaccineze și să primim mai multe doze. Puteți astăzi să le raportați că așteptăm 300-400. Da, noi, eu văd că noi, principalul că lumea este receptivă și este înțelegător că asta e unica și mai efectivă măsură de prevenire a infecției și noi salutăm cerința asta așa fierbinte pentru că mă sună și vin oameni și ne întreabă de ce nu se vin din farmacie. Păi ea nu se vinde în farmacie, deoarece este o vaccină care trebuie necesită niște condiții speciale de păstrare, de transportare și nu poți să duci la farmacie vaccina, cine o să poarte responsabilitatea ulterior și plus la asta vaccinarea tot cine o să o fac? Tot trebuie să o facă lucrătorul medical. Deci de asta este o organizare, da, se organizează și se registrează într-un registru special electronic. Avem o evidență foarte strictă a tuturor persoanelor care au fost imunizate, deoarece urmează să primească a doua doză și să fie eliberat certificatul pentru vaccinare. Acum asta, stimați membri ai comisiei, vă rog dacă aveți de adăugat ceva. Sau ați primit cu toții draftul proiectul decizie la mână? Este pe baza lui, sunt careva obiecții? Domnul șef? Da, vă rog. Da, domnul Sar, vă rog. Am studiat decizie punctul 17. Da. Sunt niște, aici sunt menționate niște măsuri care practic doar când este instalată starea excepțională pe raion, asta înseamnă că se închid toate orașele, se închid drumurile și se verifică toate automobilele. Eu consider că punctul ăsta trebuie scos din... Da, decizia 01 din 5 aprilie 21. Punctul 17. El n-are treabă în genere. Dorea să este punctul 5, e destul. Punctul 17 n-are treabă în genere. Punctul 17 este din dispoziția Comisiei Spații Excepționale. Noi, nu suntem la moment în stare excepțională, situație excepțională. De a... Noi și-am închis orașul? Păi tu și-a dărșit. Durea să uitați ce scrieți aici. Vă acordați sprijin personal și mijloacelor zice. Regimul special de circulare și titorul raionului. Asta fiecare mașină trebuie stopată, verificată și tot așa mai departe. Paza și protecție unor obiective și zone. Nu trebuie să păzăm poșta, televiziunea, primăria, Consiliul Raional și tot așa mai departe. Asta... Nu, noi, domnul noi punctul dat îl lăsăm. Acum nu lăsăm tot. Uitați-vă, dumneavoastră sunteți obligați să acordați sprijin necesar autorităților publice, da? Sunteți obligați. Da, este punctul 5 care se prezintă destul. Pentru ce trebuie este despre situații? Am și eu mă uită punctul 5. 5. Secția situației și dinași temperatură în activitatea lor stat urgent vor respecta prevederile regulamentului specific. Nu, știți cum, asta, noi am
E luat din, strict din hotărârea Comisiei Raionale. Și dacă, încă o dată va fi stipulată, dumneavoastră veți acorda sprijinul apeleului, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră și alte date trebuie scoasă, pentru că noi nu avem instituit regim de carantină ca dumneavoastră să prestați celălalt. Aici scrie că în dependență de situația epidemiologică. Nu scrie la momentul foarte discutat, atunci o să fie alte decizii. Dar situația asta nu este și este introdus cu 6. Nu are nici o anumită efect. Noi pe țară avem... Noi pe țară avem urgență în sănătate, da? Și toate atributele, în primul rând, sunt date comisiei excepționale. Și, și punctul este de asta și pus, că dumneavoastră, practic, noi nu avem în raionul nostru instituit regim de carantină, dar noi pe țară suntem și dumneavoastră, permanent trebuie să fiți gata de a interveni ca regim de carantină. Noi executăm și nu cunoaștem foarte bine atribuții noastre, pentru asta nu. Dar noi facem aici foarte multe lucruri care la moment nu, ele nu sunt necesare. Asta când va fi carantină, nu? Păi când o să fie atunci și o să fie altă decizie, o să fie introdusă. Eu înțeleg logica că după viață o să scrie regimul special de circulație pe teritoriul raionului. Dar noi nu e regim de circulație, deci numai municipiul Chișinău. Păi noi facem regimul de circulație. Noi regimul doar în Sud, el e specific doar pentru raioanele Bălți și Chișinău. Da, da, aici așa se subînțelege, regimul special și toate. Mă rog, eu zic, fraza asta trebuie de omicșorat în volum. Dar eu sunt potriva la comunista și solista, pentru că să fie scos în genul. Dumneavoastră așa o să votați. Dar este un punct 5, este stipulat concret, noi trebuie să facem. Secția și toate hospitali și spitalele publice Mișlen, activitatea lor, pe perioada stării de urgență, vor respecta strict prevederile și tot așa și tot așa. Și noi executăm. Rest punct 7 și eu sunt potrivă și o solicită să fie scurt. Aici, după virgulă că tare ar trebui să fie. El e genere, el e și... Noi nu mai gândim aici acum, pentru că noi aici încă n-am stabilit un punct, că trebuie de creat unii situații excepționale. Marin, este? A, dumneavoastră sunteți obligați să creați un punct de coordonare, da? Și el trebuie să fie funcțional deja. Dar trebuie să selectați toată informația, să vedeți că merge ca și la început pandemiei prin toate excepționale. Aveți punctul? Noi trebuie să scrim aici unde va fi format punctul ăsta de coordonare și unde va fi aplasat el. Păi da, dar noi suntem în data de 4, dar intrat în vigoare. Domn președinte, noi trebuie să instituim un punct de coordonare a situației. Da. Da, și trebuie să scrim aici, noi am omis, nu indicat. Unde va fi, ca să da, unde va fi amplasat punctul de coordonare, dacă el tot ce, ce vă referiți? Punctul de dirijare? Da, punctul de coordonare situației. Unde toată lumea trebuie să raporteze la sărbători și copii, el era aici undeva. Nu, el nu-i pus. El nu-i pus și trebuie să alimentăm. Potim? Cum ar trebui să spunem? Punctul de coordonare de către... Unitatea de Salvatori și Pompieri, da. Orașul Cimșe. Da, da. Deci, am pasat în știm și cu telefonii de contact. Ce adresă aveți acolo? Abuților 1. Abuților 1. Centrul de seminarii. Da. Redactăm. Da. Suplimentăm proiectul de decizie și cu pompieri. Noi nu instituim regim de carantină, dar este instrucțiunea care vedeți prezinte domnul Netedu și condiții când noi avem drept ca să instituim carantină. Atunci când incidența într-o localitate este mai mare decât incidența medie pe raion. Deci noi vom aduna toate incidențele, noi am adunat incidența medie pe raion, noi avem 192. Doamna Toma, da. Aici dacă comisarul a intervenit că... Trebuie să modificăm, că nu e atât de principal. Comisiei, noi putem să excludem 17 inspectorat Cimșlie va acorda sprijinul autorităților publice cu personal de joacelor în suportul activității de ordine publică, misiunilor de patrulare, așa și faceți dumneavoastră și oricum asta faceți și până aici ne oprim.
Restul după virgulă, dacă în caz că se institui undeva un regim de carantină special, atunci adăugăm și sintagma după virgulă. Acolo scriem că independentă, divoluție, situație, exact. Exact. Da, independentă. Deci să accept. Nu e repetere puțin. Apoi și imediat se este, nu s-a da. Păi de să acceptă, domnul comisar, propunerea noastră. Și un punctul ăsta e bun. Să acceptă cu parțială. Da. Da. Mai departe, mai sunt stimați membri a comisiei, mai aveți careva sugestii, propuneri? Aici e scris un punct de organizare a unui regim special de activitate. Eu am explicat și explic și acum, mai mult se referă la orașele mari, cum ar fi Chișinău, Vâltu, unde lumea se deplasează cu transport public și creează ambutiaje, aglomerații în transportul public. La noi, la Cimișlie, în primul rând, nu avem atât de multe instituții, organizații. O bună parte din lume se deplasează așa, pe jos, neutilizând transportul public. Rămâne la discreția conducătorilor cum organizează activitatea angajaților, care sunt strict necesare a fi adică prezența fizică în instituții sau care va primi sarcină să lucreze online. Numai că toți acei care lucrează online trebuie să fie monitorizați, scrie în documente și cu prezentarea raportului referitor la activitatea care e desfășurată online. Nu știu cât e de bine stabilit acest program de activitate, pentru că cum, când o să vină un revizor și o să controleze ce a făcut omul și la care a activat o săptămână, două online, nu știu cât e de productiv această activitate la distanță. Cred că, eu știu, la discreția fiecare conducător aici așa și scrie, dar trebuie foarte bine de cântărit cum organizăm activitatea. În instituții, dacă sunt asigurate cu echipament de protecție și măsuri generale de prevenire a infecției COVID-19, dacă ei vin la serviciu, adică nu cu transportul public, eu nu văd un impediment care putea să lucreze și în regim obișnuit. Că noi nu avem organizații, instituții, cum ar fi sute de angajați. Este posibil ca de lucrat cu prezența fizică, dar văd că asta decide conducătorii, da, și prezintă informația tot conducătorii. Păi aici, doamna Olga, încă o dată întrebarea formulată, cum propuneți? Punctul 1, 11.1 și 11.2, da, prezintă da. 30% din personal, prezență fizică. Da. Undeva am văzut timpul lucrat, adică de la 7.30 până la 16, cu jumătate de oră la prânz. Da, eu sunt pentru noi tot nu este relevant. Noi trebuie să fim corecți și noi punctul dat îl lăsăm pentru că poate careva din angajatorii în sfera privată, poate ei pot să organizeze, poate ei doresc să organizeze asemenea activitate. Deciziile aparțin lor, da. Vezi că aici e imperativ, e pus în punct, nu e la discreția lor. Aici trebuie de văzut. Acum, ca pe urmă să nu... Trebuie fiecare să decidă, că vă zic că dacă, de exemplu, vă dau un exemplu, dacă noi la Sănătatea Publică suntem 14 angajați, la în 3 etaje, mă scuzați, eu pot să câte 2-3 la un etaj și eu n-am nevoie ca să diminuez numărul angajaților. Adică eu pot organiza o activitate normală, fără ca să pun riscului sănătatea angajaților. Poate îi schimbăm sectarul, că conducătorii, etnităților publici și private, poate limităm un număr de persoane. Vor decide. Vor decide la discreția conducătorilor. Deci nu le-ați persoană. Înțelegi? Dumneavoastră doar știți că punctul dat, adică conținutul s-a mai fost în hotărârile anterioare, unde era scris persoane, erau mai mult 63 de ani și au comorbidități și ne strângem necesitatea, prezența lor fizică, ca să le permite să lucreze online. Asta și are evidere, pentru că lăsați-i și cei mai tineri să lucreze, și la datele alte sarcini, vă aparține dumneavoastră de ce sunteți conducători. Să vedeți ce lucrează.
care trebuie să fie o plan de citate și verificat de partea conducătorului. Deci, noi putem să spunem chiar fiecare utilitate. În fiecare conducător știe cum trebuie să organizeze activitatea și care sunt funcțiile stipulate în contractul de colaborare cu acest angajat. Înseamnă că 11.1 el necesită de al țin puțin de ajustat, eu totuși părerea mea. Toate entitățile publice, private, eu o să-i dau știri cum văd ajustarea, toate entitățile publice și private, cu excepție entităților de domeniul de producție și prestarea serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezență fizică pentru activitate de birou un număr mai mare de la 30 din personal, până la 50%. Să-i punem, adică să dăm voie conducătorului totuși o leacă de la discreția lui să iei decizia. Pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță. Mai departe, 11.2. În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorul va organiza programul de activitatea de birou, astfel încât personalul să fie împărțit în grupe cu număr de până la 50% din personal. Și așa o să fie o leacă mai deci, dar important de menționat, conducătorii vor decide printr-un ordin. Da, pentru că vă spun, sunt, iată, la bancă, de exemplu, da. Câți oameni sunt acolo? 10 oameni activează în cinta unui bănci. Eu nu cred că și trebuie chiar să-i spui că las 3 și... Da, dar organele abilitate de control poate să-i pui într-o situație neplăcută. Nu, dacă intri într-o instituție și verifici respectarea măsurilor generale, asigurarea cu echipament, nu numeri angajați, pentru că dacă ei stau la distanță, ei au mască după situație, au mănuși, au biocidii, se igienizează spațiile. Care e problema? Da. Cred că e o mică ajustare care nu o să influențeze mult, dar cel puțin o să clarifice. Fiindcă municipii e situație, la noi e altă situație. Mai sunt careva obiecții la draftul dată, la aveți toți la vână? Pentru direcția de învățământ, ca să cunoaște proprietățile care au cod roșu. În hotărârea anterioară era scris că dacă e cod roșu, clasele primare și clasele terminale, e posibil ca să vină la școală. Acum, doar grădinițele lucrează, dacă e cod roșu în localitate și la toți merg online.